imaginile, asta este, eu cred că una între fetițe și mai este Dar, un băiețel. Modul în care din sunt luați, păcate, uitați. modul cum au reacționat și instituțiile din Marea Britanie, parcă au pus gaz pe foc. Trebuiau o colaborare cu instituțiile din România ca să intervină în mod eficient în cazuri de genul acesta. Bun, domnule Bâlcea, cum vedeți lucrurile? Pentru că sunteți trei parlamentari aici, adică totuși românii ăștia care sunt, sigur, de etnie română, nu contează, sunt cetățeni români. Cum îi apărăm sau cum îi facem să respecte și legea? Sunt în comunitatea aceasta au foarte mulți copii, la ei totul, e o linie fină asta legată de copii. Iar imaginile astea cum au fost luați, sigur, uitați-vă aici, luați copii în fața întregii comunități, urcat în dubă, e complicat de gestionat. E un caz sentimental și nu e primul caz de acest gen din Europa. Știm că și familii din Danemarca sau din Norvegia, tot de români, au avut aceeași gen de probleme. E adevărat că acolo nu au existat aceste violențe, ceea ce face cazul destul de dificil. Trebuie să spunem că nu avem toate detaliile încă. Aș vrea să văd mai multă transparență din partea statului britanic și e posibil ca și echipa noastră de la Londra să transmită un mesaj la un moment dat, dar trebuie să luăm în considerare că astăzi suntem în fața unui caz încă deschis în care vom avea nevoie de mai multe informații. Această violență este de neacceptat, pe de o parte, dar pe de altă parte trebuie să înțelegem că atunci când faci parte dintr-un stat, când locuiești, când vrei să fii membru, trebuie să respecti și regulile. Singurul lucru pe care, într-adevăr, avem așa o mică întrebare este legată de rigurozitatea și modul în care au acționat autoritățile britanice. Aici este o întrebare la care va trebui să avem răspuns. E adevărat că nici violența nu are nicio explicație și nicio alt gen de aprobare din partea mea. Da.